Salutare! Hai că am găsit un... Da, merge. A, așa merge și. Astăzi merg la... la o firmă de unde o să iau niște cabluri pentru a-mi conecta GoPro-ul la... la... cum se numește, mă? La intercom. Dacă ați observat, am fost... a fost în Sinaia cu un prieten și... tot timpul am vorbit cu el în... în cască, dar din păcate nu se auzea nimic din ceea ce spunea și m-am gândit să merg să cumpăr aceste cabluri pentru a lega direct GoPro-ul de intercom. Este acel, e o chinezărie, de fapt este GS6 ăla sau ceva de genul. E destul de ok, se aude bine și eu am început deja să cumpăr niște cabluri. Am cumpărat cablul acela de, nu știu cum naiba se numește, în fine, un cablu care multiplică canalele, ceva de genul, audio. Pe ăla l-am cumpărat, ăla era de fapt cel mai greu de găsit. Iar acum trebuie să văd cum fac cu cable managementul să pot să le pun cum trebuie, să am și eu un sunet decent. 200 de metri. Până atunci mi-am activat încălzirea în volan. Ține stânga către șoseaua viilor. Și am ceva drum până acolo. Destul de aglomerat, aș zice. Dar revin cu video despre cum am făcut setările și tot ce trebuie. Da. Da. Se aude tare, destul de tare. Da, se aude bine. Acum se aude bine. Da, auzi foarte bine. Ok, cred că cel mai bun o să lăsi asta e momentan. Da. Mulțumesc. Da, auzi foarte bine microfon. Ok. Haideți că până la urmă am făcut cum am făcut și nu am cumpărat ce vroiam să cumpăr inițial. Nu pentru că n-am vrut, ci pentru că pur și simplu nu aveau așa ceva. Nici nu știu dacă e o variantă ok asta și până la urmă am decis să iau un microfon pur și simplu pe care să-l mufez la acel breakout, cum se numește el. Și cred că o să vă arăt acasă exact ce și cum. Am făcut și un mic test de sunet acolo și da, cred că o să mai încerc o dată acasă să văd dacă într-adevăr e ce trebuie. La prima vedere e ok. Cred că mă complicam un pic cu cablurile alea multe. Prin urmare, cred că asta e cea mai bună soluție momentan. O să vă rog dacă, nu știu, puteți să-mi spuneți și mie voi cum v-ați legat intercomul de GoPro. Pentru că îmi trebuia un adaptor de la TRS la două TTRS, unul mamă și unul tată, e mai complicat. Până la urmă, o să mai caut, o să mai văd cum și-au făcut și alții, dar până atunci o să folosesc așa microfonul pur și simplu pe celălalt canal și cam asta e. Salutare, am ajuns acasă după aproximativ o oră de mers în trafic, destul de aglomerat și acum mă voi apuca să instalez și cel de-al doilea microfon care va prelua sunetul de la intercom. Cum vă spuneam, eu mi-am cumpărat un cablu, se numește Stereo Breakout. Cam așa arată cutia lui. Iar cablu arată în acest fel. Mufa este, cred că nu știu, așa, mă focusează bine. Mufa este TRS, nu aceea cu 3, cu 2 din astea filuri. Așa. Am luat și un adaptor la 90 de grade pentru că ăsta e destul de mare și îl voi monta așa în GoPro. Partea de aici va veni în GoPro, iar ăsta va veni în jos și undeva sub cască ascunse cele două fire. Dacă l-aș fi pus așa direct, s-ar fi depărtat foarte mult camera, ceea ce nu e ok. Deci avem nevoie de un adaptor din ăsta, cablu stereo breakout cable,
Cam așa arată, eu l-am luat de pe Amazon. O să poate vă las link în descriere, nu știu dacă e ok. Am cumpărat un microfon de la o firmă de la noi care produce chestii de genul. Nu produce, le importă. Da? Asta e microfonul, cel de-al doilea, pe care îl voi insera aici, imediat. Am apucat și am desfăcut și casca. Asta este casca de la intercom. Voi face aici o incizie, aici undeva, și voi introduce asta aici. Și apoi să văd cum îl fixez și sper să nu mă deranjeze la ureche. Eu am făcut o probă. Dar acum vedem dacă mă jenează sau nu. Asta e soluția temporară până când mă dumiresc eu ce trebuie făcut și ce anume trebuie să cumpăr ca să pot lega direct intercomul la GoPro și ce fire trebuie să mai cumpăr. Între timp mi s-a închis și camera. Ok. Ah, super. Nu se putea mai bine de atât. Ok. Come on, boy. Lăsăm suficient fir în interior. Haide-mă că poți. Haide și aici un pic. Ok. Deci până la urmă n-am mai tăiat ăsta, pur și simplu l-am băgat prin spate și l-am pus fix aici unde ar trebui să preia toate sunetele. Acum îl voi insera din nou în cască. Asta este cablu. Casca mea este un Scorpion 510 și încerc să vă arăt unde va trebui să intre acest. Aici este un spațiu destinat intercomului și voi băga asta fix acolo. Haideți că am terminat de așezat cablurile. O să vă arăt exact cum arată în interior. Nu arată prea bine, dar eu zic că e o soluție bună momentan. Veți vedea aici este microfonul de la intercom. Acesta este microfonul pe care l-am cumpărat pentru primul microfon pe care l-am cumpărat, cel de pentru GoPro. Iar mai ok, ăsta e cel de GoPro. Toate acestea sunt legate la GoPro prin firul ăsta. Acesta este un splitter în care am montat breakout cable-ul acela. L-am prins în ăsta, iar din ăsta, cele două capete, ăsta în cel negru și cel roșu, Acestea două le-am legat unul la microfonul
principal, cel de la cameră pe care l-am cumpărat special pentru asta. Iar cel de-al doilea este cel de-al doilea microfon pe care l-am fixat aici, dar nu știu dacă o să observați, este cel de aici, pe care l-am fixat pe cască, fix pe difuzorul căștii. Nu e cea mai bună soluție asta și mă așteptam să am rezultate ceva mai bune, însă atunci când sunt apelat de cineva pe telefon, se aud interferențe. Ce mă bucură totuși este faptul că atunci când vorbesc direct prin intercom, aceste interferențe dispar. Prin urmare, voi evita să vorbesc la telefon atunci când filmez. Poate doar răspuns da, nu și gata și închid repede. Da, sunt supărătoare acele interferențe, nu știu dacă eu voi reuși să le scot la editare. Deci, în principiu, e destul de simplu de făcut. Dacă ai carcasa de Media Mod, pui un splitter care, nu știu cât e ăsta, 15 lei, 20 de lei, un splitter. Ăsta al meu este cu două. De fapt, nu ai nevoie de splitter, unul simplu cu TRS. TRS aici și ăsta tată, un TRS tată și un TRS mamă. În TRS mamă bagi adaptorul ăsta, e stereo breakout ăla. Iar din stereo breakout ies cele două mufe, ambele mamă, tot TRS, în care bagi microfoanele, ambele, 1, 2. Și cam atât. Asta e destul de simplu, nu, poate n-am fost eu foarte explicit, dar e o soluție de compromis până când mă lămuresc și eu ce trebuie mai exact ca să pot lega GoPro-ul direct la intercom. Dacă aveți voi idee ce trebuie să fac, să-mi scrieți și mie și că mi-ar fi foarte de ajutor. Cam asta a fost. Nu e lung. N-aș putea să spun că e un tutorial profi, doar că atunci când nu ai alte soluții, poți recurge și la asta. Așa. Baby, sună-mă, te rog, și pe mine să fac o probă de microfon. Ba, trebuie să-mi bag asta la loc. Mă auzi? Da. Ah, se aude bine, super. Probez microfonul și de-aia te-am sunat. Ai ceva să-mi spui? Vine moșul la mine? Vine moșul, da? Ai fost cu minte? Da, eu am fost cu minte, acum eu știu. La tine vine... La tine trebuie să vină moșul sau? Glumă proastă. Da. Spune ceva, nu știu. Salută și tu subscriberii noștri. Salutări și bine ați venit în această aventură, moto!